Vă spun din nou bună seara la emisiunea Teologia în Actualitate. Este a șaptea întâlnire a noastră prin acest mediu online și mă bucur pentru toți cei care ați rămas fideli și ne urmăriți în fiecare marți. În această seară, 20 octombrie 2020, o sincronizare perfectă, 20-20, suntem într-o discuție interesantă cu un invitat special, cu o temă pe care deja ați văzut că am postat-o pe Facebook, atât pe Facebook, la Institutul Teologic Baptist din București, cât și la ProDoces Media. În seara aceasta, invitat la emisiune este Amiel Drimbe și mă bucur să putem să dialogăm despre o temă pe care o veți auzi explicată în minutele care urmează și de aceea îi spun bun venit la Amiel. Mulțumesc, mă bucur să fiu împreună cu tine în seara asta, Dan. Aș vrea să începem puțin pentru, să spun așa, cunoașterea mai bună a ta ca și slujitor și profesor. Cum ai ajuns la decizia de a studia teologia? Și poate trebuie să mergem mult ceva timp în urmă, dar care ar fi, ce ai putea să ne spui despre povestea, drumul tău spre studiu? Da, într-adevăr trebuie să mergem destul în urmă. Când crești într-o familie de credincioși, mai ales dacă tata e și pastor baptist, cumva crești într-un mediu în care Scriptura e foarte importantă, e chiar centrală. Și cumva am crescut educat în mediul ăsta a Bibliei și chiar tata are o ilustrație pe care o obișnuiește să o spună foarte, foarte des. Când aveam 4 ani, am cazat la noi într-o noapte un preot ortodox și cumva tata îi sugera, având în vedere că el a trebuit să lipsească puțin și am rămas cu preotul, că modul prin care poate capta atenția și să povestească cu mine e să mă întrebe despre cărți. Și am luat cartea Biblia cu ilustrații pentru ochișori micuți, de la Genesa până la Apocalipsa și cumva l-am trecut pe preot prin absolut toate imaginile din fiecare pagină și am încercat să-i povestesc istoria din dreptul fiecărei imagini. Și cumva foarte impresionat de cunoștințele mele biblice încă de la vârsta respectivă. Deci cumva am crescut într-un mediu biblic în care am fost învățat să iubesc, să apreciez, să citesc Scriptura. Dar cred momentul cu adevărat semnificativ sau care m-a influențat și m-a atras înspre studierea Scripturii a fost undeva la vârsta adolescenței, când am avut o experiență foarte asemănătoare cu a lui Augustin. În momentul acela în care Augustin aude vocea ea și citește și apoi se duce la text și deschide cartea Romani. Îmi amintesc că eram în grădina bunicilor mei și am deschis cartea Psalmilor și am început să citesc și parcă pentru prima oară în viața mea, deși de mic am crescut cu Scriptura, cu conținutul ei, cu istorisirile ei, începeam să o citesc într-un mod nou. Și pentru prima oară în viața mea am avut experiența asta, că plângeam și citeam în același timp și nu mă puteam opri nici din plâns, nici din citit. Deci o experiență de aia unică și atunci cred că prima dată am simțit într-un mod personal și foarte real puterea asta a Scripturii și viața Scripturii și de atunci am fost pur și simplu fascinat de studiul ei și cumva asta m-a dus mai târziu la o decizie de a studia teologia, deși în clasa 12 am luat decizia pe ultima sută de metri, să zic așa. Intenționam să studiez, să aprofundez Scriptura ca mod de viață, printre altele, dar nu neapărat îmi doream o carieră în teologie, dar până la urmă a fost o decizie de ultim moment și, zic eu, una inspirată. Și ai
parcurs studiile aici la institut, la București, și după aceea știu că ai continuat să studiezi și continui să studiezi. Da, după ce am terminat institutul, o scurtă perioadă am pus studiile pe pauză, că am preluat destul de multe departamente de la Biserica Cetatea din Alba Iulia ca păstor. Asta mi-a ocupat cam tot timpul, dar după vreo 4 ani, mi se pare, de pastorală, m-am dus și am făcut un program de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Ei aveau un program de master în colaborare cu Institutul Saint-Serge din Paris. Și deși eram baptist, lucrător într-o biserică baptistă, am avut o experiență foarte plăcută, una chiar mai mult decât pozitivă, la Facultatea Ortodoxă. Și pot să spun că cei 2 ani pe care am petrecut acolo au fost câștigați și chiar am reușit să creăm niște relații frumoase de prietenie și colegialitate cu corpul profesoral de acolo. Apoi, după ce am terminat masterul, m-am dus în Oxford la un doctorat pe domeniul Noului Testament la Oxford Center for Mission Studies, care e un centru de cercetare independent din Oxford. Și ai finalizat doctoratul și acum știu că mai ești în studii doctorale pentru a finaliza al doilea doctorat, dacă am informația corectă. Da, deocamdată am pus pauză la cel de-al doilea doctorat. Era cumva o abordare interdisciplinară între studiile Noului Testament și limbile clasice, dar pentru că îl gândisem să-l fac în Aberdeen din la Scoția, am pus pauză din cauza Brexitului, pentru că nu știam exact cum o să influențeze Brexitul, mai ales taxele. Da. Cum ai ajuns să predai? Predai la institut, cred că de mult timp, dinaintea mea cu siguranță, acum coordonez programul de învățământ la distanță. Cum ai ajuns să predai la institut și este asta o chemare pe care ai primit-o la Domnul? Sau... Da, am ajuns să predau la institut de la distanță. În momentul în care am gândit să lansăm programul de învățământ la distanță, cei din conducerea de atunci și-au dat seama că nu aveau suficiente cadre care să se ocupe de, în special de tutoriat, la cursurile care se vor face în programul online, așa că atunci au adunat o echipă tânără în anul 2006 și am fost unul din cei care au fost aduși ca să ajute la implementarea învățământului online. Și de atunci ai continuat să predai până în ziua de astăzi, ești implicat sunt ceva ani de atunci. Atât la programul de învățământ la distanță, cât și programul la programul de zi, programul cu frecvență și mai nou coordonez învățământul la distanță și avem o colaborare bună. Aș vrea să ne apropiem de subiectul nostru. Știu că ar fi multe de discutat despre cercetările care le faci în Noul Testament, în articolele care le-ai scris, dar aș vrea să ne apropiem de subiectul nostru. Astăzi dorim să vorbim despre legende urbane din Noul Testament și cineva ar putea întreba la ce se referă această expresie pe care o folosim, legende urbane. Este Noul Testament o legendă? Tratăm Noul Testament ca o legendă sau ne referim la altceva? Cum vezi tu această așezare a subiectului pe frontispiciul discuției noastre? Am avut o întreagă discuție, nu-i așa, dacă e inspirat titlul ăsta sau nu. Până la urmă am hotărât să rămânem totuși la el. Nu, Noul Testament nu e o legendă în niciun caz, deci nu propun să demitologizez nimic în seara asta. Ce vreau să spun prin legende urbane? În ultimii ani au fost scrise destul de multe cărți pe tema cele mai cunoscute pasaje interpretate greșit din Noul Testament.
Da, genul acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu și alte pasaje care sunt foarte cunoscute, dar în același timp foarte greșit interpretate. Și ultima carte pe care am citit-o eu pe domeniul respectiv, scrisă în 2015, chiar așa se numea, Legende Urbane din Noul Testament. Acum, într-un sens, eu folosesc expresia asta, legendă urbană, într-un sens impropriu, să-i spun. Ce înseamnă pentru mine legendă urbană și de ce folosesc termenul mai larg? Legenda urbană, pe de o parte, poate să fie un adevăr istoric, la moment dat, da, o acțiune care chiar s-a întâmplat, dar în an peste acțiunea asta istorică s-au așezat staturi de mitologie, de folclor, de tradiții și până la urmă rezultatul final care a ajuns la o generație, cum ar fi de exemplu generația contemporană, ajunge să fie atât de modificat, să fi suferit atât de multe mutații, încât produsul final nu mai este istoric. Pe de altă parte, legenda urbană poate să funcționeze și invers. Ceva care la început a fost legendă, atât de mult a fost domesticită, explicată, reexplicată, încât în zilele noastre ți se servește ca adevăr istoric. Eu folosesc în seara asta legenda urbană în primul sens. Există istorisiri biblice peste care în cei 2000 de ani de creștinism și de interpretare creștină s-au așternut atât de multe straturi de mitologie, de tradiție, de folclor, de superstiții, poate, încât produsul final a ajuns să nu mai fie istoric. Și folosesc conceptul de urban pentru că produsul final este încă astăzi foarte prezent în zilele noastre și chiar dacă trăim într-o era informației în care informația ne este, da, la un clic distanță, totuși respectivele legende urbane continuă să fie predicate, le auzi aproape de fiecare dată și prin toate bisericile și de-aia le numesc urbane. Așa că în seara asta mi-am propus să abordez câteva dintre ele și ca să dau un exemplu simplu, nașterea lui Isus, eveniment, da, istoric, în timp, în urma sutelor și sutelor de ani de puneri folclorice, mitologice, devine legendă urbană. Faptul că Dumnezeu se întrupează în lumea noastră și se naște este adevăr istoric, dar apoi îmbrăcându-l în scutecel de bumbăcel ca să reziste frigului siberian, și apoi să fie hrănit cu bucatele vânătorești ale boierilor de la curtea domnească, e o îndepărtare, zic eu, destul de semnificativă de la originalul istoric. Deci propunerea ta pentru seara aceasta este să discutăm acele legende care au de-a face cu istoria vieții Domnului Iisus Hristos, nu chiar toate probabil, și, dar înainte de a intra mai specific în discuția despre aceste mituri, aceste legende, cum s-au format aceste legende despre sau cu privire la texte din Noul Testament? Doar distanța în timp a făcut ca adevărul originar să fie schimbat de tot felul de mitologii? Sau este ceva mai mult în această schimbare a interpretării? Da, într-adevăr, în seara asta, din multele, să zic, texte neotestamentare greșit interpretate, m-am oprit doar la câteva date istorice din viața lui Isus și sunt mai multe căi prin care un adevăr istoric devine în timp legendă urbană. Deci, primul poate să fie cel pe care l-am amintit deja, dar cu depunerea straturilor de mitologie, de folclor, citiri, anumite citiri supraculturale ale unui anumit text, sau cum am să exemplific în seara asta, poate să intre în cultura unui popor și prin traduceri nefericite ale textului nou testamentar. Deci cultura poate să afecteze cultura noastră, ar putea să afecteze modul în care interpretăm adevărul acela, este o modalitate, și acești ochelari pe care noi îi avem să distorsioneze interpretarea
acelui adevăr, noi ne gândim la Crăciun, că tocmai ce spuneai de Crăciun, cu miei, cu oițe, cu frig afară, cu ninsoare, pentru că așa e Crăciunul. Da, un Crăciun cât se poate de românesc. Un Crăciun românesc. Care ar fi acele interpretări luate? Să intrăm în discuția specifică pe text, dacă pot să... Da, înainte să merg pe text, dacă îmi permit încă o împărtășire personală, cum a pornit fascinația mea pentru tema asta? Pentru că îmi place să cred că am citit pe subiectul ăsta cam tot ce mi-a căzut prin mână. Și mi s-a întâmplat tot într-un moment în care citeam Scriptura în adolescență. Deci, ca să vezi cum cultura și mediul în care trăiești îți așează, da, lentilele cu care citești textul Noului Testament. Aveam vreo 14 ani și citeam Matei capitolul 2. Și am ajuns la versetul care era versetul 9, când ni se spune despre magi. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor. Și așa, ca un croșeu a unui boxer, m-a lovit expresia asta, pentru că eu știam din colinde, din ilustrate de Crăciun, din cărți, că magii au venit din răsărit urmând steaua. Și acum ce citeam eu în text era ceva diferit. Ei au văzut steaua în răsărit și apoi n-am mai văzut-o până în Ierusalim. Și atunci mi-am pus întrebarea asta, pentru prima dată mi-am amintesc în viața mea, oare câte texte citesc fără să le văd cu adevărat, din cauza faptului că le citesc cu un blocaj cultural, educațional și așa mai departe. Deci cumva, cu citirea asta a pornit toată fascinația mea pentru astfel de texte. Dar oare am putea să ne debarasăm, că mai rămânem puțin aici la modul în care pot să fie formate legendele, oare am putea oare să ne debarasăm total de cultură? Nu, deci fiecare dintre noi, clar, citim textul biblic cu un reflex cultural. Ce ajută însă îi exercițiul, până la urmă, de smerenie biblică și hermeneutică, să înțelegi că îl citești dintr-o perspectivă proprie culturală, cu limitele culturii tale, ale educației tale, ale capacității tale intelectuale de multe ori, și atunci să intri în conversație cu alți interpreți, cu alți creștini care au citit Biblia, fie de dată recentă, fie din secolele trecute, și atunci cumva asta ne ajută puțin să mai ștergem de praful culturii sau a educației lentilele noastre. Și special, probabil, interpreți din afara sferei tale de influență sau culturală, dintr-o sau altă culturală, cultură. Da. Da. Exact. Care ar fi aceste legende? Să începem să discutăm. Care ar fi prima dintre ele? Cred că... Da, deci cum am zis astăzi, am să mă limitez doar la viața lui Isus și am să punctez doar câteva, să zicem, repere istorice. Nu mi-am propus, de exemplu, în seara asta să vorbesc despre învățături greșite ale lui, greșit interpretate ale lui Isus, da, cum ziceam, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu sau altele de genul ăsta. Și dacă tot merg pe repere istorice, am să încerc o abordare cronologică. Am să încep cu nașterea lui Isus, apoi cu viața lui și cu moartea lui Isus. O bună pregătire pentru Crăciun. Da, da. Prima legendă urbană, în speranța că nu o să strig multe predii sau colinde sau, mă rog, scenete, pe care vreau să abordez, este aceasta, că Iisus nu s-a născut într-un staul. Și acum îmi cer scuze dacă contrazic colinde foarte frumoase, de exemplu, ca într-un staul mic la o margine de sat. E o colindă frumoasă, dar neadevărată. Iisus nu s-a născut într-un staul mic, iar cum era plasată locația unde s-a născut, nu știm. Dacă mă pot ajuta cei de la tehnic, aș vrea să pun și câteva slide-uri pe ecran. Deci, de unde, pe primul slide, vă rog să rămâneți, de unde avem tradiția aceasta sau legenda asta urbană că Iisus s-a născut într-un staul? Tot dintr-o înțelegere culturală
Pentru că ceea ce ne spune Scriptura clar e că Isus s-a născut într-o iesle. Și atunci, automat, concluzia noastră este că dacă s-a născut într-o iesle, înseamnă că s-a născut într-un staul. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Și am să încerc să lucrez cu două texte din Evanghelia după Luca. Evanghelia care a fost folosită în argumentarea faptului dacă Iisus a născut într-un grajd cu animale. Și în 2 cu 7 Luca ne spune că la nașterea lui Iisus l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și atunci concluzia a fost cumva asta. S-au dus la un han, la un motel, hotel, dacă ar fi să actualizăm, cum nu a fost loc pentru el acolo, a trebuit să fie adăpostit într-un grajd, pentru că ni se spune aici că a fost culcat într-o iesle. Cuvântul pe care îl folosește Luca aici pentru casă de poposire este exact același cuvânt pe care îl folosește tot Luca în capitolul 22, când descrie camera în care Iisus petrece cu ucenicii ultimele ceasuri înainte de crucificare, stând cu ei la cina Domnului, la cina cea de taină. Și Iisus le spune ucenicilor: iată, când veți intra în cetate, vorbindu-le despre pregătirea Paștelor, vă va ieși înainte un om ducându-i un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus. Odaia pentru oaspeți este în greacă exact același cuvânt, a catalima, pe care îl folosește Luca în capitolul 2 și care este tradus cu casă de poposire. Deci, într-un loc este o cameră de oaspeți și apoi ni se explică cultural ce era camera de oaspeți. Era camera de la etaj a unei case obișnuite evrești, care de obicei era păstrată pentru musafiri. Era camera bună, cum o numea bunica mea pe vremuri. Da, deci într-un text, traducătorul traduce cu casă de oaspeți, ca un fel de han, iar în celălalt îl traduce cu casă de oaspeți, deși cuvântul este același, avem două traduceri diferite. Dacă ne amintim în fapte, nu, în scuze, în Luca 10, la momentul în care bunul samaritian îl ia pe cel căzut și victima tâlharilor, ne spune textul că îl duce la un han. Acolo, într-adevăr, cuvântul este han, este casă de poposire, dar în limba greacă e un cuvânt diferit. De aceea, cei mai mulți cercetători cred că în Luca 2 cu 7 îi corect să traduci nu casă de oaspeți, De da, poposire. han sau casă de poposire, ci pur și simplu cameră, camera de musafir, camera de sus. Și concluzia lor, și astăzi este atestată de arheologie, confirmată de arheologie, e faptul că Isus s-a născut într-o casă. Și dacă puteți să puneți slide-ul al doilea, să vedeți cam cum arăta o casă evrească în secolul I, veți înțelege cum e posibil să împăcăm și ieslea și casa. De ce Isus s-a născut într-o casă obișnuită evrească, probabil în casa rudelor lui Iosif din Betleem, și în același timp s-a născut într-o iesle. Ia slide-ul al doilea, dacă se poate. Îl avem? Da, l-avem acum, slide-ul al doilea. Da, am pus aici și o schiță și apoi o imagine 3D a unei case evreiești, în care sus la etaj este camera de găzduire. Acolo unde nu a fost loc pentru Isus, că această cameră de musafir, de oaspeți, a fost ocupată, și ca atare Isus s-a născut într-o iesle, adică în sufrageria casei, era chiar camera în care intrai, ca un fel de, dacă vreți, o combinație între holul casei și sufragerie,
cam ceea ce am putea noi numi astăzi o cameră de zi, în care se desfășurau activitățile unei familii, în care familia își ducea viața de zi cu zi, și acolo, în respectiva încăpere, în respectiva cameră, în camera de zi, exista chiar și o iesle, pentru că acolo țineai animalele în frig, într-o perioadă mai răcoroasă. Deci cumva familia dormea într-o parte a camerei și animalele lângă iesle în cealaltă parte a Deci încăperii, a camerei. Cumva sufrageria și casa de poposire sau ideea de graj și ideea de casă cumva se pot suprapune aici dintr-o perspectivă cultural, istorică vorbind. Da. Deci cumva detaliile acestea și cumva nouă, probabil la Crăciun, gândindu-ne la smerirea Fiului lui Dumnezeu, da? Dumnezeu care vine în lume și se smerește, poate ne place să exagerăm, da, uneori lucrurile, și de aia îl adăpostim în grajd, îl adăpostim în frig, dar doar suflarea animalului îl încălzește și așa mai departe. Ideea de aici e că Iisus a născut într-o casă obișnuită, o casă evreiască, la fel cum erau multe case evreiești în vremea respectivă, că a fost culcat într-o iesle, la fel ca probabil mulți copii evrei din vremea respectivă. Ideea este că s-a născut ca un copil obișnuit. Și dacă am vrea poate să spiritualizăm detaliul acesta, deci Iisus se naște și în ieslea camerei de zi, dacă vrei, inima casei. Acolo unde se desfășurau toate activitățile, se luau toate deciziile, era toată mișcarea unei case. Deci cumva cam asta ar fi prima pe care aș ataca-o, aceea că Iisus nu s-a născut într-un graj, nu în staul, ci într-o casă obișnuită evreiască, în camera de zi, în sufrageria casei. Argumentul care l-ai folosit este unul etimologic legat de limbaj. Mai ar fi și alte argumente care ar putea să susțină această idee că nu este vorba despre grajd și casă puse în contrast, ci este vorba de faptul că Iisus a născut într-o casă. Pe lângă argumentul lingvistic, mai ar fi și alt fel de argumente care ar putea duce pentru această idee? Vă spuneam mai înainte de confirmarea arheologică. Adică în ultimii ani au fost săpate și scoase la lumină destul de multe case din secolul I, și multe dintre ele aveau în peretele din interior o astfel de iesle săpată, unde să se poată pune hrana pentru animale. Din câte știu eu, primele tradiții despre nașterea lui Isus și locul nașterii lui nu-l plasează pe Isus într-un staul, ci mai degrabă îl plasează într-o peșteră. Deci nu știu exact momentul istoric în care devine foarte influentă ideea asta cu grajdul, dar deci cumva ea contrazice și textul lui Luca, dar și arheologia, care ne arată cumva grajdul nu era neapărat o clădire de sine stătătoare, ci făcea parte din sufrageria casei. Ce alte legende mai avem legat de istoria Mântuitorului nostru? A doua legendă, și pe asta am ținut-o tot legată de nașterea lui Iisus, este aceasta, că magii au venit la iesle. Și avem, da, frumoasele colinde, acum la ieslea ta venim, dar cu magi din răsărit, sau chiar cum era, astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslei tale, acolo contextul despre magi care vin să se închine. Și asta cred că o avem foarte bine imprimată în mintea noastră din multele ilustrate carduri de Crăciun, felicitări, în care magii cu păstorii apar toți în același loc la ieslea lui Iisus. Dar aș vrea să vedem de ce cred eu că asta este tot o legendă urbană, și că, din punctul meu de vedere, magii au venit la Iisus mult mai târziu. După mine, aș plasa venirea magilor undeva la 6 luni după nașterea lui Iisus, până la 1 an jumate, 2 ani după nașterea lui Iisus. Și am să încerc să-mi construiesc argumentul pe baza câtorva versete din Matei 2.
Deci prima dată în 2 cu 1 ni se spune după ce s-a născut Iisus în Betlemul din Iudeea. Cu alte cuvinte, autorul vine și plasează vizita magilor la un moment oarecare după nașterea lui Iisus. Deci nu le suprapune. În 2 cu 2, întrebarea magilor, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea lor poate fi tradusă, zic eu, cred mai corect, unde este împăratul nou născut al iudeilor, și atunci acest de curând nu mai pare să fie chiar atât de recent, de curând, fiindcă i-am văzut steaua și am venit să ne închinăm lui. Și acum aș vrea să fac o paralelă între versetul 7 și versetul 16. De ce pun eu vizita magilor la momentul în care o pun? Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Și apoi în 16 ni se spune, dacă Irod a poruncit sau a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, și ni se spune de ce alege Irod vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. A aflat de la magi vremea în care se arătase steaua și pe baza acestei informații a decis să omoare copiii din Betlehem și împrejurim de la 2 ani în jos. Deci cumva, dacă citim cu atenție pasajul acesta, putem plasa, zic eu, fără probleme vizita magilor până în 2 ani după nașterea lui Iisus. Cumva nu mai trec aici în alte legende urbane, cum că ar fi fost 3 magi. Deja cred că astea se cunosc foarte bine, dar mulți creștini care, chiar dacă știu că n-au fost 3 magi, că n-au fost 3 regi din răsărit, totuși sunt tentați să plaseze vizita magilor la momentul nașterii lui Iisus sau foarte aproape de momentul ăla. Din punctul meu de vedere, au trecut între 6 luni și un an jumate și cred că textul o poate dovedi. Iar legat de iesle, relația dintre magi și iesle este că ieslea nu ar contrazice această afirmație, această ipoteză, acest argument pe care îl ai în vis-a-vis de... Da, deci când folosesc aici iesle, mă refer la noaptea nașterii lui Iisus. Uh-huh. Deci magii nu au ajuns deodată cu păstorii în noaptea aceea ce au ajuns la ceva timp după. Domnul Iisus Hristos a născut, după ce a trăit, ce alte legende pe parcursul vieții Domnului Iisus Hristos mai întâlnim în lumea noastră? Da. Dacă tot vorbim de viața lui Iisus, hai să încep cu prima, că Iisus a trăit 33 de ani. Cred că asta auzim peste tot predicată, ne este foarte bine imprimată în minte și chiar mi-amintesc că prin anii 90, cred că, era așa un trend să face o paralelă între viața lui Iisus și viața lui Alexandru Macedon, care amândoi au trăit 33 de ani. Ei bine, și asta e o legendă urbană, că Iisus nu a trăit 33 de ani. Și vreau să mă uit la câteva repere cronologice care să îmi confirme, să spun, sugestia. Deci cum s-a ajuns la concluzia aceasta, la calculul acesta că Iisus a trăit 33 de ani? Punctul de pornire în această reconstrucție cronologică este Luca 3:23, în care Iisus își începe lucrarea la momentul, ne spune Luca, pe când Iisus avea aproape 30 de ani. La aproape 30 de ani a început să învețe pe norod. Și după ce se stabilește faptul că Iisus a început lucrarea la 30 de ani, cei care se duc pe această linie cronologică se duc în Evanghelia după Ioan la cele 3 referiri la Paștele evreilor pe care le face Ioan. În 2:13, dar ni se spune Paștele evreilor era aproape, în 6:4 și apoi în 11:55 avem cumva argumentul, este al treilea Paște, la care apoi se referă și 12:1 și 13:1.
Și concluzia lor a fost: aceste trei referiri la Paște înseamnă că lucrarea de pe pământ a lui Isus a durat 3 ani. Deci, dacă și-a început lucrarea la 30 de ani, înseamnă că a murit la 33. Bun, să explic puțin abordarea mea. Pentru mine, textul din Luca 3 cu 23 își are ca și cuvânt cheie, să spun, cuvântul aproape sau aproximativ, circa 30 de ani. Și dacă vă uitați în scrierile lui Luca, în Evanghelie și în Fapte, el obișnuiește să-și rotunjească cifrele atunci când le folosește. Dar Luca 9 cu 14 erau aproape sau circa 5.000 de bărbați. Îți dă cifra rotunjită, cam la 8 zile în 9 cu 28, 22 cu 41, da? Era ca la o aruncătură de piatră. Cam pe la ceasul al șaselea ne plasează ora în 23 cu 44. Fapte 1 cu 15, aproape 120. 2 cu 41, cât s-au convertit la predicarea lui Petru? Aproape 3.000. 19 cu 7, cam 12 bărbați. Luca, atunci când folosește cifre, obișnuiește să le rotunjească, să ne dea numărul rotunjit. Și cu atât mai mult are cumva tendința să o facă atunci când ne redă vârsta lui Isus, pentru că vrea să lege pe Isus de eroi mari din Vechiul Testament care și-au început lucrarea tot la 30 de ani. Deci, cum ar trebui să tratăm textul acesta? Isus și-a pornit lucrarea undeva în jurul vârstei de 30 de ani, nu știm exact la ce vârstă, probabil înainte de a împlini 30 de ani, și Luca nu ne oferă aici decât cifra rotunjită. Cum obișnuiesc să abordez eu problema cronologiei lui Isus? Am două date de care putem fi relativ siguri și atunci îmi place să abordez cronologia lui Isus ceva mai simplu. Există și abordări mai complicate, să aduci în discuție, de exemplu, argumentul lui Isus din Ioan 2, sunt 40 de ani de când s-a construit templul și așa mai departe. Nu intru în ele. Pentru mine am abordarea asta simplă. Anul în care s-a născut Isus și anul în care a murit Isus. Avem o informație istorică destul de sigură că Irod a murit în anul 4, înainte de Hristos. Dar ori, conform textului Matei 2, 2 cu 19, de exemplu, Iisus trebuie să se fi născut înainte de moartea lui Irod, adică înainte de anul 4. Dacă mă duc cu reconstrucția mea, cu vizita magilor în urmă cu vreun an jumate, atunci Iisus s-a născut fie în anul 5, fie în anul 6, înainte de Hristos. Și apoi mă duc la anul morții lui. Isus a murit într-o zi, înainte de ziua sabatului, care în anul acela s-a suprapus cu Paștele evreiesc. Avem doar 2 ani în care se poate întâmpla asta, ca sărbătoarea Paștelor să cadă în weekendul, să zic așa, respectiv. În anul 30 sau în anul 33. Foarte mulți evanghelici merg astăzi pe data de 3 aprilie 33, ca fiind ziua crucificării lui Isus. Și atunci am reperele acestea două. Îl am pe Isus care trebuie să se fi născut în 5 sau în 6 înainte de Hristos și care moare fie în 30, fie în 33. Deci Isus putea să aibă 34, 35 sau 36, 38 de ani la momentul crucificării lui. Dar nu 33. Deci argumentul pleacă de la această nu relativizare, ci aproximare pe care o face Luca, aproape 30 de ani, dacă am înțeles bine. Da. Deci nu există o dată certă, ci este mai mult o dată
aproximativă. În viziunea ta este o dată puțin exagerată. Da, și... nu este exagerată. Deci doar că Luca ți-o dă rotunjită și trebuie să fii conștient de asta. Din punctul meu de vedere, este posibil ca Iisus să-și fi început lucrarea chiar pe la 27-28 de ani. Deci aproape de 30, poate să fie și 27, și 28, și 29, și 30. Și 31, și 32. Și 31, și 32. Aproape de 30, depinde cum... Ce pot să spun aproape sigur este că nu la 30. Dacă ar fi început-o exact la 30, Luca nu ar fi rotunjit numărul. Dacă ar vrut să ne spună că Iisus a început lucrarea la 30 de ani, ar fi putut să o spună la 30 de ani, fără să ne dea cifra rotunjită, după cum obișnuiește în scrierile lui. O altă legendă despre Domnul Iisus Hristos, care am putea să o discutăm în seara aceasta? Da, ține de modul lui de viață sau din perioada în care nu știm multe despre el. Da, ce a făcut Iisus până a început să învețe norodul la aproape 30 de ani. Și o altă legendă urbană este aceea că Iisus a fost tâmplar. Și textul de pornire în concluzia aceasta este Marcu 6:3, în care citez și îi rog pe cei de la tehnic dacă pot să pună slide-ul. În Marcu 6:3 apare întrebarea: nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iosif, al lui Iosef, și apoi ne sunt menționați frații și surorile lui? Și paralela acestui text este Matei 13:55, în care Iisus este prezentat ca fiul tâmplarului. Și știm că în cultura evreiască, de obicei, copiii preluau meseria tatălui. Deci Iosif a fost tâmplar, Iisus a fost tâmplar. Cel puțin în contextul evanghelic s-a împământenit ideea aceasta cu Iisus ca fiind tâmplar, prin cartea de apologetică a lui Josh McDowell, mai mult decât un simplu tâmplar, dar o carte care a fost un bestseller în toată regula. Cred că au vândut, dacă mi-amintesc eu bine, peste 10 milioane de exemplare. Și cum în România a fost tradusă cartea, dar cred că ideea de Iisus ca tâmplar era bine împământenită în gândirea evanghelică și înainte să fie tradusă cartea lui Josh McDowell. Din punctul meu de vedere, și asta este o legendă urbană, și aici ține de modul în care este tradus cuvântul grecesc tecton. Dacă am să fac acum un studiu pe text, pe cuvânt mai exact, și am să mă duc la texte din Septuaginta, de dinainte de Noul Testament, și apoi să mă duc la texte relativ contemporane cu Noul Testament, în care vreau să arăt că acest cuvânt care este tradus cu tâmplarul înseamnă mai degrabă meseriaș, muncitor, meșteșugar, poate aș putea să-l traduc. Deci nu neapărat tâmplar, adică unul care lucrează doar în lemn, ci genul de meseriaș care lucrează și cu lemn, care cioplește și piatră, este și constructor și la un moment dat este și fierar, că lucrează și cu metale. Deci cumva un meșteșugar, un constructor la modul general. Și vreau să mă întorc la slide-ul meu, la un text din Septuaginta. Și am luat chiar traducerile românești, de altfel foarte profesional făcut, a celor de la Polirom, da, proiectul coordonat de Andrei Pleșu, Noua Europa. Să vedeți cum apare tradus cuvântul acesta tecton la ei. Și vă rog, dacă se poate, să puneți slide-ul. Ne așteptăm să vedem slide-ul numărul 4. Da. Slide-ul numărul 4. Da, deci traducerea textului din Isaia 44, Septuaginta: că și-a ascuțit tâmplarul, adică tecton, fierul,
Și aici cei care au tradus de la Polirom ne pun o notă explicativă în care ne spun că aici, de fapt, cuvântul tâmplar se referă la un fierar, la unul care lucrează cu fierul, după cum apare clar în text. Cu barda a lucrat un idol, cu sfredelul a găurit, l-a lucrat cu brațul său cel tare și așa mai departe. Deci cuvântul tecton este tradus aici tâmplar, deși este clar din context că ar fi trebuit tradus ca fierar sau ca meșteșugar. Și apoi, în al doilea context, la finalul versetului nostru, după ce a ales lemnul, tâmplarul, același cuvânt tecton, l-a așezat după măsură și l-a potrivit cu clay. Deci avem de două ori acest cuvânt tecton care apare și prima dată este destul de evident că el descrie un fierar și a doua oară că ne descrie un tâmplar, un dulgher. Ceea ce ne dă de înțeles că și în perioada Septuagintei cuvântul acesta nu se referea strict la muncitorul în lemn, la dulgher, ci se referă în general la un lucrător, la un constructor. Și spuneam că vin apoi la perioada relativ contemporană cu Noul Testament, la Iosif Flavius, care în Antichitățile Iudaice, în cartea 3-a, în secțiunea 200-204, descrie construcția cortului întâlnirii și apoi la final Moise îi recompensează pe constructori, pe cei care au lucrat la construcția cortului și ni se spune că Moise dăruise constructorilor sau zidarilor, meșteșugarilor, asemenea daruri alese și este același cuvânt. Deci cumva cuvântul acesta tradus prin tâmplar limitează puțin, dacă vreți, meseria lui Isus. Și dacă te gândești într-un sătuc așa de mic, cum este Nazaretul, la urma urmei, câte mese, câte scaune, câte piese de mobilă poți să cioplești. Deci cel mai probabil ar trebui să-l vedem pe Isus ca un meșteșugar care a lucrat și cu lemn, nu a fost și tâmplar, care a fost și cioplitor în piatră sau constructor, a lucrat în construcții, dacă vreți. Și de aia mie mi se pare destul de tentantă ipoteza că Isus a fost, dacă vreți, muncitor în construcții, navetist, care o parte bună din viața lui a făcut naveta de la Nazaret la Seforis, pentru că în perioada respectivă Seforisul, cel mai mare oraș din zona respectivă, și-a aflat la doar câțiva kilometri de Nazaret, se construia practic de la zero și atunci foarte mulți oameni și-au găsit loc de muncă acolo în construcții, în tot ce însemna asta, în tăiatul lemnului, în tăiatul pietrei, în construcții. Oricum, una peste alta putem să spunem despre Isus că în timpul vieții a muncit din greu. Și chiar există un pasaj foarte interesant în Ioan 8, în care Isus se plasează pe sine înainte de Avram. Când le spune, eu sunt înainte de Avram. Atunci cumva ei îi dau replica aceasta. Tu nu ai nici măcar 50 de ani, îi spun ei lui Isus. Și cum poți să te pui tu pe tine înainte de Avram, dacă n-ai nici 50 de ani. Și există un scriitor din primele secole creștine, nu știu dacă nu e Irineu, dar nu sigur de asta, care spunea că se vedea pe Iisus că e un om muncit, care la 30 și ceva de ani arăta aproape ca unul de 50, cumva unul îmbătrânit. Adică un Iisus care muncește din greu să-și câștige pâinea, pe șantier, în construcții. Și asta ne învață pe noi un adevăr tulburător, că atunci când Isus și-a asumat umanitatea, n-a ales scurtături, n-a ales o viață confortabilă în care să trăiască cumva așa lin și răjer și să-și pregătească marele moment în care a venit să moară. Și Nu, el Isus când și-a asumat umanitatea noastră, și-a asumat-o în modul cel mai serios și a trudit. inclusiv căderea și truda pe care a adus această cădere, sudoarea
pe care a dus-o căderea noastră în păcat, și el a rămas fără păcat. Deci un meșteșugar în multe domenii. Văd preferința ta pentru construcții. Nu știu dacă nu putem crea o nouă legendă aici. Nu m-ai convins chiar că nu. Așa, o da, nouă legendă urbană. Da, de ce? Deci, cum ziceam, de ce sunt atras? Pentru că exact în intervalul de timp în care Iisus își trăiește anii de la Nazaret, Seforisul era în construcție și atrăgea cei mai mulți lucrători din muncitori din zona Galilei. Adică era oferta de muncă cea mai generoasă. Și mai ar fi o legendă pe care ai propus să o discutăm în seara aceasta, a cincea legendă, și timpul fiind deja destul de limitat, poate intrăm și în a cincea legendă. Da, eventual pot să o abordez foarte, foarte scurt. A cincea legendă, voiam să leg și ceva de moartea lui Iisus și fac referire la așa numitul Pilat din Pont, cum îl numim noi. Și Pilat din Pont este o legendă urbană, pentru că nu a existat un Pilat din Pont. Aici încerc să trec puțin și prin arheologie, să discut puțin despre piatra lui Pilat, despre texte și credale creștine din primele secole, despre modul în care numele lui apare în textul Noului Testament. Dacă te uiți la toate acestea, și n-am să fac acum, concluzia era că Ponțiu este numele lui, este numele gintei din care face parte, o gintă romană a ponților, și nu se referă la regiunea din care venea. Deci numele lui este Ponțiu Pilat, cum foarte bine îl dă crezul Niceo Constantinopolitan, dacă îmi spune că s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Da? Deci Ponțiu este numele lui, nu este regiunea din care vine. L-am întrebat pe Emanuel Conța, că el e specialistul nostru în probleme pe traducere, și dacă se poate să-mi puneți direct ultimul slide. De unde a intrat în cultura românească ideea asta că Pilat era din Pont? Și ce mi-a spus el? Da, ultimul slide. Am verificat și eu. Și a intrat în cultura românească, aici am pus fotografia, prin intermediul traducerii de la Mănăstirea Neamț din 1818. Se vede în fotografia mea chiar rândul central, când zice și l-au tăiat verbul dat și l-au dat domnului Pilat din Pont. Deci cumva prin intermediul acestei traduceri Noul Testament din 1818 a intrat în gândirea, în cultura românească, faptul că Pilat ar fi fost din Pont. Da? Deci nu era din Pont, numele lui era Ponțiu Pilat. Deci nu vorbim aici despre o localitate, ci vorbim despre un grup căruia despre o familie, un fel de nume familial, de ginta de care aparținea, ginta ponților, probabil din localizată în perioada respectivă și în secolele de dinainte în sudul Italiei. Precizări foarte interesante. Știu că probabil pe mulți i-am pus într-o controversă, într-o discuție. Și aș pune aici o primă întrebare, dacă ar fi să ne apropiem de aplicații. Dacă cineva a predicat folosind astfel de interpretări, ce ar trebui să facă acum? Să zic fiecare. Cred că fiecare dintre noi le-am predicat. Acum, ca să punem accentul pe actualitate din titlul Teologia în actualitate. Cred că fiecare dintre noi facem astfel de erori în predicările noastre. Predicarea în sine nu este un act infailibil. Cred că gafe istorice sau de interpretare am făcut și vom face toți. În schimb, cred că e foarte important, și de-aia vreau să aduc accentul pe actualitate, e să reținem faptul ca predicatori, ca învățători ai Scripturii, că trăim într-o perioadă, cum spuneam la început, în care informația este la un clic distanță. Și informația greșită ne este ușor accesibilă, dar și informația corectă. Și oamenii au, din bisericile noastre, au acces la informație corectă. Pot să citească, de exemplu, blogul excelent al lui Emanuel Conțac,
pe care vi-l recomand, Vaishamar, și acolo el are un articol, o postare întreagă despre faptul că Pilat nu era din Pont. Deci oamenii se pot informa și atunci cumva cred că șifonează un pic din poate credibilitatea ca predicator dacă nu te pui un pic mai bine la punct și nu-ți faci temele înainte de a face o predică, mai ales când folosești genul ăsta de legende urbane care sunt extrem de cunoscute. Deci, pe de o parte, vom face toți greșeli și asta ar trebui să ne țină smeriți, să ne înțelegem fiecare dintre noi limitele, dar pe de altă parte este o încurajare să muncim mai mult, să ne facem temele mai bine și ca predicator să citim ceea ce apare bun și nou pe piață, deci cumva să fim la curent cu ceea ce se întâmplă, informație teologică, să facem tot ce ține de noi cât mai bine și restul e compensarea Harului lui Dumnezeu în slăbiciunile, în limitările și în erorile noastre. Cum am putea să evităm astfel de greșeli? Deja ai spus câteva lucruri, ce sfaturi ai dat celor care predică, dar și unui creștin care poate să spună, uite, eu nu am acces la toată informația asta lingvistică, nu cunosc limba greacă, nu cunosc limba ebraică, ca să pot face o diferență între tecton, care are diferite utilizări în textele Vechiului și Noului Testament, cum pot să fac, ce aș putea face eu, care nu am aceste resurse de limbă greacă, n-am resursele istorice, nu cunosc, ce pot eu să fac? Intenționat am abordat informații foarte cunoscute, da, teme mari, extrem de populare, extrem de predicate, pentru că accesul la informație există. De cum spuneam, în ultimii ani s-au scris foarte multe cărți și mai multe articole, să spun, care apar pe bloguri, pe fel de fel de site-uri creștine și care abordează dintr-o perspectivă și mai, să zic, comercială, mai simplă decât am făcut-o eu în seara asta informația. Poți să citești cărți, poți să accesezi site-uri, articole care tratează teme de astea. Adică, deci fiecare acum cum are acces la internet, la limba engleză, la poate doar limba română. Deci mi-e destul de greu să dau o rețetă. Este nevoie de muncă și nu poți așa, adică dacă vrei să elimini legendele, trebuie să muncești pentru a te asigura că nu promovezi o legendă, ci promovezi un adevăr care este bine ancorat în Sfânta Scriptură. Dacă ar fi să... Da, și deci mai ales, cum spuneam, legendele astea care sunt foarte cunoscute și care cred că se pot remedia destul de ușor. Mulțumim pentru că ai fost în seara aceasta cu noi. Dacă am înțeles eu bine, n-am terminat cu legendele. Doar că sunt pe alte paliere și alte greșeli de interpretare. De aceea îți propun ca să mai facem emisiuni pe tema aceasta. Sperăm să nu ne pierdem prietenii. Sperăm să nu ne pierdem prietenii și nici să devenim supărători. Intenția noastră n-a fost să punem într-o lumină proastă pe nimeni, dar mesajul care am putea să-l transmitem tuturor și ca o concluzie este să nu fim promotorii legendelor, ci să fim promotorii adevărului care este istoric, adevărului care este revelat în Sfânta Scriptură și a fost transmis prin intermediul Sfintelor Scripturi și nouă. Nu fi un promotor al legendelor, chiar dacă pot să fie destul de comode, fi un promotor al adevărului Sfintelor Scripturi. De aceea vă doresc tuturor o seară bună. Mulțumim, Amiel, pentru că ai fost cu noi. Și mulțumesc și eu pentru invitație și, într-adevăr, sper că n-am supărat pe nimeni, că n-am stricat Crăciunul colinda a nimănui. Putem sărbători Crăciunul în continuare, doar să nu predicăm ceea ce nu există sau nu este un adevăr certificat, demonstrat de ceea ce găsim în textul Sfintelor Scripturi.
Vă doresc o seară bună și Dumnezeu să ne ajute să îmbrățișăm adevărul și să trăim pe baza Lui. O seară bună!